Dacă tu ochiul tău este curat, tot trupul tău este curat. Și vedeți ce interesantă e diferența? Vine un om la spovedit și spune, vă dau o pildă aceasta, nu acuz pe nimeni, ochii avem toți. Părinte, m-am uitat așa după femei frumoase sau după femei bine făcute sau așa. Ai și ce ți-a folosit? Ei, mi-a mai îndulcit și eu privirea. Dar dacă spunea o pictură de miere în ochi, nu era mai bine? De ce este nevoie să te îndulcești cu ce nu ți aparține când porunca decalogului spune să nu râvnești la ce nu-i al tău cu vicleșul? Dacă tu te-ai căsătorit și ți-ai luat femeia care îți place și ți-ai ales-o de bunul plac și ți-ai luat-o după plăcerea ta, după voia ta, după simțul tău, după chemarea ta, după trăirea ta, după felul tău de a fi. Și tu te-ai dus cu ea în fața altarului și te-ai cununat. Deci trebuie să alunece alăturea? Adică ce? Poți să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, eram orb, dar am văzut atunci ce am făcut. Ai văzut foarte bine că a durat un an, doi, trei, până ce ți-ai ales-o. Deci aceasta înseamnă a nu mă duce în ispită. Păcatul vine și prin auz. Vorbele porcoase, cântecele porcoase, glumele exagerate porcoase, sunt firești, intră în ureche, dar le filtrezi. La unele pot râde, la unele pot zâmbi ușor, la unele pot reacționa, să spunem, la fel de, să spunem, la fel de indecent, iar unele pot deveni surse de patimă, surse de patimă și chiar surse de inspirație. Se spune, nu știu cât sunt de glume sau cât sunt de adevărat, dar ca să vedeți că oamenii din orice patimă știu să facă o glumă. Și că s-a hotărât și romul satului, care avea și el căsuța undeva în capul satului, să facă om de treabă. Și mergând și el la preot l-a spovedit, preotul i-a pus epitrafirul în cap, într-o mână ținea crucea și cu mâna sta pe picior și l-a văzut ceasul și îl dezlega de la mână. Și întreabă, ce păcate ai mai făcut, Ioane? Părinte, mie îmi place să fur. Și bineînțeles, când a terminat de spovedit, s-a trezit fără ceas la mână și și-a dat seama că a avut un enoriaș care a venit să se spovedească. Deci, cam așa trebuie interpretată ideea de păcat. Nu Dumnezeu te trimite să-l faci. Tu singur îl poți face din pornirea și imaginația minții, a voiei proprii. Și aceea se numește lupta cu trupul și cu diavolul. Că oamenii spun așa, diavolul m-a ispitit. Nu are absolut nicio treabă. Avem pilda cea mai de înaltă clasă în Pateric, folosită cu o mare finețe de cel ce a scris Apoftegma, Patericul egiptean este de fapt o chintesență a rafinamentului gândirii creștine, și spune că un biet călugăr în postul mare, puțin mai corpulent, poate așa, poate mai mare, nu putea posti. Și și-a procurat din timp câteva ouă și le-a pus în supatul chiliei și ca să nu dea nimic de bănuit, oul, dacă îl fierbi, nu miroase. Dacă îl prăjești, miroase. El s-a gândit în felul armator. Să-l fierb n-am plită. Să-l prăjesc, se simte. Dar l-a pus într-o lingură și îl ținea deasupra lumânării. Oul, când s-a înfierbântat, a făcut pâc! Și mirosul acela fin a trecut pe patina foamei, pe patina rugăciunii, pe puterea starețului care era înainte văzător, a simțit imediat adierea aceea, știți, care vine de la ceva străin. Nu trebuie să fii fumător când simți că cineva fumează. Mirosul acela imediat îl simți de țigară, care îl duce vântul poate și câțiva zeci de metri. Intră liniștit starețul în chilie și întreabă, părinte, dar tu ce faci acolo? Părinte, diavolul m-a îndemnat. Dar diavolul după ușă, ei, nu zău. Cum poți să spui așa ceva? Am înnebunit când am văzut ce idei năstrușnici ai. Și acum stăteam să văd care-i deznodământul. Deci, vedeți,
uneori sursa de inspirație este propria noastră voință, pe care noi o aruncăm foarte simplu în cârca diavolului și spunem, diavolul m-a îndemnat. Nu! Diavolul nu te va duce de mână în crâșmă, nu te va duce de mână să-ți cumperi țigara, nu te va duce de mână la femeia altui bărbat, diavolul nu te va duce să furi, diavolul nu te va duce să înjuri și ca să vă spun lucrul acesta, vi-l dau dintr-o experiență proprie. Un bărbat foarte cu minte de altfel și familist, dar învățat cu sudalma tot timpul să scoată de cruce, de biserică, din gură și să înjure, mi-a spus, a spovedit, părinte, sunt curat, dar nu-mi dați sfintele tale, eu mă înjur de lucruri sfinte. Și am zis foarte ușor, postul acesta, o să faci ce te învăț. Pentru fiecare înjurătură pe care o scap din ea, atenție, să-mi spui rugăciunea Împărate Ceresc de 7 ori sau Tatăl nostru de 7 ori. Ne întâlnim la sfârșitul postului și întreb, vă puteți împărtăși? Părinte, consider că nu mă pot împărtăși. Dar de ce ați mă înjurat? Nu. De când mi-ați dat acest canon, nici nu mi-a mai trecut prin minte să înjur sau să spun vorbe murdare la adresa crucii sau a bisericii sau a lui Hristos. Dar am, să vedeți înțelepciune de bărbat, cum a sesizat. Dar ce vă spun un lucru, sigur e din lucrarea diavolului, că n-ar fi suferit el să mă audă de câteva ori pe zi, zicând rugăciuni. Adică ce a zis diavolul? Adică să zică ăsta, Împărate Cerești, Tatăl nostru, mai bine îi dau să nu înjure, că rugăciunea l-arde, dar dacă nu înjuri, măcar înjuri în gând. Adică diavolul are metode, spune, fățarnic la nevedere. Și când vorbesc de fățarnic la nevedere, vă spun și altă șmecherie. Ne-o prezintă Apostolul Pavel tot într-un context biblic și scripturistic. Nu o să vă mai țin mult, pentru că nu vreau să-l provoc de 2 ore, adică și citindu-i și povestind despre el, că s-ar putea să mă cerceteze pe mine după aia. Zice Apostolul Pavel că diavolul poate lua chiar chipul îngerului luminat de lumină, să se prefacă un înger luminos. Când vorbești cu lumea, cu tagma aceasta călugărească, îți vor povesti foarte multe întâmplări demonice, care de obicei, dacă îl întrebi un om de știință, ca Freud sau ca Nietzsche sau vreun alt ateu din ăsta, îți va spune că nălucirile, imaginațiile, minunile sunt de la foame, adică din cauza că se postește prea mult, omul halucinează, lucru total neadevărat. Halucinezi și când ești prea sătul și prea băut și prea fumat și prea desfrânat. Dar în situația noastră, diavolul de data aceasta își schimbă stilul de lucru. Vine în fiecare seară, am repetat-o poate de multe ori, dar fiindcă face contextul discuției noastre și pe mulți poate ne-a cercetat vreodată acea părere de sine că am fost cercetați de un înger sau am fost cercetați de o vedere din aceasta mai deosebită, cum mi-a plăcut odată de o băbuță simpatică de-a mea, Maria, care îmi spune, părinte, de câte ori citesc la psaltire, vine un porumbel. Zic, să știi că ăla-i Duhul Sfânt. Dar e așa foarte noștină. Părinte, oare să te cred sau râzi de mine? Dar zic, după mata, ce ai crede? Merită să-l crezi? E, părinte, dar dacă e diavolul să mă dea în părerea trufiei, adică imediat a sesizat nuanța pentru care eu i-am pus întrebarea. Sigur că da, nu o să vină niciodată Duhul Sfânt să ni se arate nou în chip de porumbel că am făcut rugăciune. Spune Apostolul Pavel un lucru de o înaltă finețe. Și când toate le-ați făcut, și fapte bune, și rugăciune, și trăire după Dumnezeu, slugi netrebnice să vă chemați. Că de te va lăuda cineva și va zice, bine ai făcut, vine psalmistul David și ce frumos ne spune în psalm. Să piară de la mine cei ce zic bine, bine. De ce? Pentru că în Eclesiast spune așa. Să nu zici bine lui bine și rău lui rău. Din ce cauză? În lupta cu diavolul oricând putem cădea. În lupta cu diavolul nici nu-ți dai seama când diavolul a reușit să te arunce în sus, dacă nu poate în jos.
Și el vine cu asemenea înțelepciune că este duh necurat și nu vă spun din puterea mea, ci justificându-mă tot cu un cuvânt al Sfintei Scripturi. Lupta voastră nu este împotriva sângelui și a trupului. Adică nu gata dacă ai fost luptat de desfrâu sau de lăcomie, vai ce păcătos sunt. Nu. Astea sunt firești. Se iartă, se dezleagă, a spus clar Dumnezeu. Tot ce ați dezlegat în cer, se va dezlega și, pe pământ, se va dezlega și în cer. Și tot ce ați legat în cer, pe pământ, se va lega și în cer. Legat, ținut va fi. Deci, spovedania sau taina mântuirii sau taina pocăinței este valabilă unanim oricărui om și de asta moare diavolul de ciudă, pentru că Dumnezeu i-a luat această șansă de a robi oamenii cu lanțul decât să-i ducă la iad, ci le-a dat la oameni șansa tot timpul să fugă de el și să-l îndepărteze. De aceea nu suportă și bate acest război cumplit. Și ne întoarcem la diavolul nostru, de care spune Pavel. Lupta noastră este împotriva stăpâniilor și duhurilor necurate a acestui veac. Deci vorbim de veacul lui Hristos, când deja el se înălțase la cer și diavolul era legat, nu ca acum slobot cu toate mofturile și plăcerile lui libere pe pământ, când ați văzut ideologia legală, universală, tribunale internaționale, tribunale europene, tribunale intercontinentale sau tribunale locale, dau orice drept și oricine poate face ce vrea în numele legii, ești liber să faci tot ce vei. Adică pleci de la dreptul de a păcătui până la dreptul de a nu fi sau până la dreptul de a fi și liber a păcătui. Deci nimeni nu-și cere o socoteală. Ei, totuși Pavel ne spune, cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Deci ne arată că există diavol, că el lucrează, dar să cercetăm dacă lucrurile sunt, duhurile sunt de la Dumnezeu. Și cum am putea noi să cercetăm duhurile dacă sunt de la Dumnezeu? Una din cercetări o face chiar Marele Pavel. Intră undeva în Corint și era un argintar care făcea idoli mici de argint și când a vorbit de Hristos și a propovăduit Evanghelia cea dreaptă, argintarul a făcut o mare răscoală ca să plece apostolii din zona aceea și a fost nevoit Pavel să plece pentru că nu-i mai mergea afacerea cu idolași, că lumea începea să creadă în Hristos și nu mai avea nevoie de respectivii idoli de argint. Altădată, același Pavel merge pe undeva într-un loc. Și era un boier din ăsta mare, care avea o fică înainte văzătoare, considerată o mare vedetă a vremii ei, așa spune și în rugăciunea respectivă, celălalt ce prin Marele Pavel, pe Duhul Pitonicesc, l-a izgonit din fica ce aducea câștig mare domnilor săi, adică boierilor săi. Și când s-a apropiat Pavel de locul acela, pentru că zona era idolatră, de-abia se împânzea creștinismul, dracul din doamna respectivă, care prorocea și vorbea lucruri adevărate pentru cei ce o ascultau, noi și astăzi avem profeți de genul acesta, și aici mă voi întoarce după ce termin istorioara, că le distorsionez și nu par clare. Când se apropie Pavel, ce spune femeia? Iată slujitorul adevărului! Crezând că în felul acesta Pavel cade convins. Pavel se oprește pentru o clipă, simte cu urechea Duhului Sfânt că era insuflat de Dumnezeu, se uită spre femeie și spune, taci Duh pitonicesc și nu vorbi împotriva lui Hristos. Și a ieșit dracul de frică și a fugit.